această seară. O ediție inedită se strigă Darul. Va putea fi urmărită de la ora 20 fix la canal de... Andreea Mantea îi rezervă o mare surpriză colegului său, Mihai Mitoșeru, chiar înainte de nunta mirilor Victor și Ioana, din satul Valea Siliștii, comuna Aninoasa, județul Argeș. Mihai Mitoșeru, dornic să înceapă lupta virgule de la primele ore ale dimineții, își dă întâlnire cu frumoasa lui colegă Andreea Mantea. Spre surprinderea lui Mihai, la ora stabilită, apare altcineva, Cătălin Cazacu. Crezând că s-a întâlnit întâmplător cu Cătălin, Mihai Mitoșeru îi dă binețe și apoi îi face vânt virgulă continuând să-și aștepte colega. Cătălin Cazacu însă îi potolește elanul lui Mitoșeru, anunțându-i vestea cea mare. Ediția asta iei bătaie de la mine. Va fi prima oară când iei bataie. Virgulă îi transmite Cătălin Cazacu colegului Mitoșeru. Niciun hain nu se lasă mai prejos și o întoarce lui Cazacu. Du-te tataie virgulă, du-te acasă, dacă n-ai avion, ia-o pe jos. De Crăciun să-mi primiți o felicitare, să-mi spui, campionule, te pup. Virgulă îi ironizează Mitoșeru pe Cazacu. Așa că, în această seară, competiția darurilor se va da între Cătălin Cazacu și Mihai Mitoșeru, ambii dornici de câștig, orgolioși și foarte ambițioși. Cum se va descurca în această ediție Cătălin Cazacu în locul Andrei Mantea și dacă îl va învinge pe colegul Mihai Mitoșeru în competiția darurilor? Aflați în această seară, începând cu ora 20 fix, într-o ediție inedită se strigă Darul. Virgulă numai la canal de... Dacă va fi sau nu mulțumită Andreea Mantea de prestația lui Cazacu în această ediție se strigă Darul. Virgulă rămâne de văzut. Punct.